emisiunea Pomond la Bosioc TV, emisiune de știri mondene. Astăzi, în ediție, urmăriți cât de mult au muncit la noul videoclip Janet Erhan și Laurențiu Popescu. Aflați în această ediție care e secretul unei siluete perfecte de la Geta Burlacu și care din cele trei piese ale ei pentru Eurovision au ieșit în marea finală națională. Tot în această emisiune de Pomond, Ian Raiburg ne povestește care a fost succesul piesei Ce să fac? În America. Și spre final de emisiune aflați motivul descalificării formației Acord din competiția națională a Eurovisionului. Pentru început ne-am propus să vă aducem cea mai nouă realizare a anului 2012 a interpreților Janet Erhan și Laurențiu Popescu, care au lucrat împreună la noul videoclip la piesa Astă seară. Ce și-au propus să realizeze în acest videoclip, interpreții zic că le-au reușit. Astă seară mult mi-e bine, mult mi-e bine, parcă într-una aș visa. Astă seară doar cu tine, doar cu tine, doar cu tine voi dansa. Cântărețul Laurențiu Popescu împreună cu Janet Erhan au muncit împreună și au scos un nou videoclip la piesa Astă seară. Acest frumos duet colaborează deja de ceva timp încoace și au peste 4 creații muzicale concepute împreună. De această dată s-au gândit să colaboreze împreună la piesa Astă seară, piesă oferită de Ian Raiburg pe versurile scriitorului Grigore Vieru și cântată de ceva decenii de Ion Surucianu. Vreau să încep cu aceea că am avut o mare onoare să preluăm piesa compusă de Ian Raiburg cu mulți ani în urmă, text scris de marele nostru Vieru, cântată cu multă dragoste de Ion Surucianu. Deci am avut onoare, de ce? Pentru că am crescut practic cu această piesă care se numește Astă seară, ne-am educat cu ea și i-am propus Janetei, Janet, nu vrei să cântăm, să o readucem la viață, să-i dăm o haină nouă? Așa și am făcut, ne-a făcut aranjament nou Andrei Tostogan, el s-a ocupat și de mixarea piesei. Și după ce deja productul a fost gata, zic, haideți să facem și un videoclip, pentru că lumea o cunoaște în interpretarea lui Ion Surucianu și altor interpreți, dar în interpretarea mea și a Janetei, nu. Deci am hotărât să realizăm și videoclip la această frumoasă piesă. Cântăreții susțin că mesajul videoclipului este ușor și lesne de înțeles. Videoclipul a fost filmat în câteva ore și nu s-au alintat la propunerea scenariului. Cum a fost propus de regizor, artiștii așa și l-au acceptat. Plus că din start s-au gândit la bugetul pe care îl au pentru a aloca la filmarea videoclipului. Am mai făcut la piesa What You Say regia cu Doru Guțu, ținem să-i mulțumim foarte mult, într-adevăr. El a fost, noi am spus ce buget avem, n-am vrut să investim foarte mulți bani, deoarece eu cred așa că nu se merită, da. Mai bine să faci ceva mai drăguț, mai simplu și cu sens. Multe ori sunt multe imagini, dar de fapt nu înțelegi, da, da. Și i-am spus că vrem ceva frumos și simplu, dar să aibă și un farmec. Așa, i-am dat o idee. El s-a gândit, deci asta vreau să spun că ne-am dat în mâinile lui, adică el a hotărât, nu ne-am implicat foarte mult cu Laurențiu în regie, dar au fost unele nuanțe care nouă nu ne-a plăcut și băiatul a redeptat. Îi mulțumim foarte mult lui Doru Guțu și eu personal vreau să-i mulțumesc Tamare Barbaroșe pentru ținuta mea șenică dintotdeauna. E o fată care e talentată, care are grijă de mine permanent. Laurențiu, tu? Păi, ce spun, într-adevăr, din start ne-am pus ca scop să nu facem un clip costisitor, că nu se merită. Și sigur că am apelat la bunul nostru prieten, Doru Guțu, cu care avem colaborări la diferite evenimente, cum ar fi ceremonii, concerte. El a acceptat cu mare plăcere colaborarea noastră în continuare. Și s-a primit un videoclip, zic eu, drăguț, luminos. Păi asta, principalul să transmită mesajul acesta pozitiv. Totuși, ideea la un videoclip trebuie să fie
fixă. Eu așa consider că după ce omul privește să se rețină ceva, adică să-i rămână în imaginea aceea, sau vocea interpretului, sau ținuta, sau vânătaia aceea lui Laurențiu sau ceva. Parcă într-una aș visa. Astăzi seară doar cu tine, doar cu tine, doar cu tine voi dansa. În dimineața filmării videoclipului, Laurențiu Popescu a avut parte și de un mic accident în propria casă. Se grăbea la filmări și dorea cu tot din adinsul ca totul să fie perfect, dar se pare că zicala "graba strică treaba" este adevărată. Am avut un incident atunci dimineața, eram acasă, în baie, întâmplător s-a dat covorașul într-o parte și era niște apă pe jos și am căzut jos și ne-am pălit nasul. N-a fost ceva strașnic, oricum s-a împut nasul de sânge, da, era vânăt, am stat-o pe jaliet și am spus, uite ce s-a întâmplat, mergem înainte, nu putem da înapoi. Dacă a ieșit bine, orba, videoclipul rămâne să apreciați dumneavoastră, iar protagoniștii clipului rămân doar să corecteze pe viitor ceea ce la vederea telespectatorului nu a ieșit atât de bine.